Vedem zilele acestea că politica salarială a Ministerului Afacerilor Interne presupune nenumărate tentații și polițiștii sunt nevoiți să le reziste. Desigur, pe măsură ce costul vieții crește, viciile și tentațiile devin din ce în ce mai tentante și mai pasibile să fie aplicate de către polițiști. Din păcate, salariul unui polițist nu acoperă costul vieții. Avem situații în care polițiștii sunt în imposibilitatea de a-și plăti ratele, sunt în imposibilitatea de a-și acoperi în întregime facturile la utilități și să le rămână și suficiente fonduri pentru a-și genera un trai decent. Din păcate, Ministrul Afacerilor Interne nu a plagiat politica salarială a polițiilor europene și să genereze pentru polițiști un cadru salarial optim în care să nu fie tentați să recurgă la diferite metode mai mult sau mai puțin legale pentru a-și completa veniturile lunare.